Eroii Revoluției din decembrie 1989 au fost comemorați astăzi și în Piața Unirii din Cluj-Napoca, la grupul statuar Stâlpii Împușcați. Cei 27 de eroi care au murit în acest municipiu au fost pomeniți la parastasul oficiat de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Au participat revoluționari, familiile revoluționarilor care au plecat la Domnul, reprezentanți ai asociațiilor de revoluționari, oficialități locale și numeroși clujeni. La finalul slujbei religioase, ierarhul a spus că Revoluția Română a avut un caracter spiritual. Ei și-au dat viața pentru noi, gândindu-se ca să ne fie mai bine, gândindu-se că ceea ce au sperat ei atunci se va înfăptui. Vom muri și vom fi liberi. Scandau din toate puterile. Sau, cu noi este Dumnezeu. Trebuie să remarcăm acest lucru, că Revoluția Română a avut un profund caracter spiritual. Vom muri și vom fi liberi. Acum noi cei ce îi pomenim și ne exprimăm recunoștința față de ceea ce au făcut, sigur că ne folosim de cuvintele Scripturii pentru a sublinia importanța jertfei lor. Mai mare dragoste nu poate avea cineva față de semenii săi decât să-și dea viața pentru ei. Prețul cel mai mare. Dragi eroi ai Revoluției, jertfa voastră n-a fost în zadar. Ați deschis drumul spre libertate și democrație pentru poporul român. Dragi revoluționari clujeni, dumneavoastră, alături de Nemeș, de Matiș, de toți ceilalți, ați fost aici cu pieptul gol și cu mâinile goale și împreună cu alte mii de clujeni, dar dumneavoastră ați fost în față, ați dărâmat un regim dictatorial, așa cum a făcut-o cei de la Timișoara, sau împreună cu cei de la Timișoara, de la București și din toată țara. Un grup de oameni curajoși din Cluj au ieșit în această piață ca să protesteze împotriva regimului dictatorial al lui Ceaușescu. Sigur că situația s-a înfierbântat și armata a tras în popor. Unitatea militară respectivă care a fost repartizată aici, au căzut aici 14 revoluționari, apoi la fabrica de bere au căzut 9, la Astoria 3 și unul în Piața Mărești. Grupul statuar Stâlpii Împușcați din Piața Unirii, realizat de sculptorul Liviu Mocan, este format din 7 piese cilindrice, turnate în bronz și poartă în mod simbolic urmele unor gloanțe. Acești copii ai noștri susțin cerul. Vă rog să vă uitați că ei sunt drepți în partea de sus și dacă priviți la vârfurile lor, veți vedea că pe stâlpii aceștia împușcați se așează cerul. Ei susțin valorile eterne ale României, ale umanității. Respectiv, ei susțin în cazul acesta libertatea socială. A urmat ceremonia de depunere de gerbe și coroane de flori la grupul statuar Stâlpii Împușcați. Manifestarea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, compusă din efectivele militarilor, jandarmilor și pompierilor clujeni, în frunte cu fanfara militară a Diviziei 4 Infanterie, Gemina. Tot astăzi, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oficiat o slujbă de pomenire și în cimitirul eroilor din Cluj-Napoca, unde sunt înmormântați cei 27 de martiri din decembrie 1989.